La Spring, pe listele electorale permanente, figurează și 25 de persoane decedate care, teoretic vorbind, ar fi putut vota pe 29 iulie la referendum. Din fericire pentru toată lumea, nu s-au prezentat la urne. Comuna Spring avea în urmă cu 10 ani 2750 de locuitori, mulți dintre ei etnici sași. Între timp, populația a scăzut și la recensământul din 2011, în comună mai locuiau aproximativ 2425 de persoane. Potrivit primarului din Spring, pe listele electorale permanente figurează nume despre care nimeni nu mai știe nimic. La nivelul comunei Spring avem undeva peste 25 de morți trecuți pe liste și asta în contextul în care au fost foarte mulți sași, știți bine, mai ales la Vingard și unguri la Drașov. Sunt locuitori ai comunei Spring care din 90, 91, 92 au plecat în Germania. Mulți dintre ei au murit acolo și nu au mai fost actualizate aceste liste. Nu vreau să găsesc vinovați la niciuna dintre instituțiile statului, dar este un semnal pe viitor să viitorul apropiat să actualizăm aceste liste. 2040 de înscriși au fost la Spring pe listele electorale permanente în 29 iulie la referendum, dar primarul Rosu spune că niciodată nu s-au prezentat la urne, fie că au fost alegeri locale sau parlamentare, mai mult de 1500 cetățeni.